Ludovic Orban anun în prima mutare, după ce Klaus Iohannis i-a cerut, din nou, demisia Viorichii Dencil. Vom face toate demersurile pentru încetarea mandatului. Presubliniere din Klaus Iohannis a spus, luni seară, ce este imperioasă demisia premierului Viorica Dencil. Este din ce în ce mai vizibil ce Dragnea sublinierei ai lui nu au nicio soluție pentru o guvernare bun sublinierei eficient, a arătat presubliniere dintele. Este imperioasă demisia doamnei Dencil pentru a face loc unor oameni responsabili sublinierei competenți. În acest context, este din ce în ce mai vizibil ce Dragnea sublinierei ai lui nu au nicio soluție pentru o guvernare bun sublinierei eficient, a spus presubliniere dintele, la finalul unei declarații de presă susținute luni sear la Palatul Cotroceni, după ce BNR a anuncat cresubliniere terea ratei dobânzii de politic monetar de la 2,25 la 2,50 pe an. Ludovic Orban, președintele PNL, eventualul premier din partea liberalilor dacă PSD nu ar mai fi la guvernare, spune ce va face toate demersurile pentru ca echipa condus de Viorica Dencil îi termine mandatul cât mai repede. Vom face toate demersurile pentru încetarea cât mai rapidă a mandatului acestui guvern. Vom introduce o moiune de cenzură. Consecina unei eventuale rămâneri la guvernare e o nouă criză. Ceea ce face PSD e o incompetență crasă, e o irresponsabilitate. Se va reduce creterea economică. Se vor reduce investițiile, a declarat Ludovic Orban la Digi24.